Florican și v-am spus povestea așa, aventurile cailor năzdrăvani rememorate de ei înșiși. Capitolul 9. Povestea voinicului cel fără de tată. Păi, se paros. povestea cu munții care se bat în capete e cu cântec, pentru că, dacă te prind munții ăia între ei, ajungi să cânți ca o ciocârlie, oricât ai și tu de cal. Și tu cum ai ajuns între munții ăia?" îl îndemnă jumătate de chiop, să povestească, toți ceilalți, și cai, și oameni, ciulind urechile de parcă și-ar fi așteptat și ei jumătățile să iasă din pământ. De ajuns am ajuns eu bine," își aminti calul de culoarea chiparosului. Cu plecatul a fost mai greu," îl zgândări mesteacăn. Ci spune-ne, povestea ta," stărui și fata împăratului verde. Să se adune odată și căluțul ăsta într-o bucată și să putem merge și noi pe la casele noastre. O poveste care nu începe cu începutul. Să vă spun dar, se învoi chiparos. Nu voi începe cu începutul, pentru că nu-l mai țin minte și, oricum, povestea mea începe cu adevărat din ziua în care zâna Filipa m-a luat la ea. Pe atunci nu eram cal năzdrăvan și nici nu știam că un cal poate mai mult decât este. Când am ajuns la zână, eram un cal ca toți caii, caii pe care îi cunoșteam, vreau să zic. Umblam prin lume înhămat la o râșniță de cotigă, al cărui ocupant mă biciuia cu precizie de cum mă puneam în mișcare. Cu aceeași precizie mă și înjura, din vârful urechilor până la copite după care trecea la harnașament, suduind pendelete fiecare curea și curelușă, până ajungea la potcoave și cuiele lor, care, am aflat eu cu această ocazie, se numesc ca ele. Tot ascultându-l, căci eram silit să-l ascult, având eu ochelari doar la ochi, nu și la urechi, ajunsesem să mă pricep și la anatomie și la pielărie iar amenințare cu care își însoțea fiecare îndemn mâncate ar lupii ajunsese să mi se pară o ușurare, dar nu ne-a ieșit în cale niciun lup. Totuși îi sunt recunoscător celui care mă biciuia, pentru că în jurăturile lui au stârnit-o pe zâna Filipa când s-a nimerit să trecem pe lângă palatul ei. A ieșit valvârteș din palat și când a văzut cum mă șficuia, cotigarul și cu biciul și cu vorba, numai ce-a întins o mână asupra lui, ca și rămas mut, iar biciul a încetat să mai brăzdeze carnea. Apoi l-am simțit pe biciuitor cum coboară din cotigă și m-am pomenit cu el înaintea mea, fără bici. Părea că nu mai are duh în el, deși se ținea țeapă pe picioare. A venit și zâna cu biciul în mână. M-a scos dintre hulube și l-a înhămat în locul meu pe nefericit. O clipă m-am temut că o să mă urce pe mine în cotigă, dar m-a ținut lângă ea, mângâindu-mă pe coamă, iar cu cealaltă mână i-a ars cotigarul în bici pe spinare de a auzit câinii în giurgiu și a țâșnit din loc ca fulgerul cu harabaia hodorogind harnic după el până s-a pierdut în peisaj. Curând am auzit din depărtare un cor de urlete frumos modulate, erau lupii. De atunci am rămas la zână. M-am băiat cu fierturi de ierburi și pe din afară și pe dinăuntru, mi-a cântat la ureche până mi-a alungat arsura biciului și a înjurăturii din oase, m-a hrănit cu cremă de ovăz și fructe confiate până mi-am recăpătat pofta de mâncare, iar după aia m-a trecut pe geratic. Apoi m-a învățat să alerg și în cele din urmă să zbor îmi vorbea tot timpul. Fără să mă dumiresc cum, m-am trezit că pot să-i răspund și să-i vorbesc și eu de toate cele. M-a învățat să mă lupt folosindu-mi copitele, dinții și coada, căci pe atunci aveam o coadă până în pământ, cu perdeș și tăioși ca sabia de samurai. Sfânta Duminică venea des pe la noi, era prietenă cu zâna și se sfătuiau amândouă ce și cum să mă mai învețe. Astfel, împreună cu zâna Filipa, am putut să le țin piept vecinilor noștri, care una-două veneau peste noi să ne jefuiască. Vecinii ăștia erau trei zmei, frați între ei, și și aveau palatul nu departe de noi. Le-ar și fost lor aminte să ia cu japca palatul zânei Filipa, cu zână cu tot, căci un singur palat era pasămite prea strâmt pentru toți trei. Da, vezi că nu le mergea cu zâna. îi pusese singură pe fugă de fiecare dată. Dar, de când venisem eu, mi lăsa mie să-mi exersez tehnica de luptă pe spinările lor, care, de la o incursiune la alta, se făceau tot mai cocoșate. Dinspre partea zmeilor, am fi trăit noi netulburați. Tulburarea ne-a venit din altă parte. Voinicul cel fără de tată și merele din mărul roșu de la capătul lumii. Într-o zi ne pomenim la poartă cu o mândrețe de voinic, frumos, nu ca zmeii. Eu, cum eram învățat, dau să mă reper cu copitele la el, dar zâna mă oprește. Ci că de acum acela îmi va fi stăpânul și să n-am nicio teamă că nu-i plămădit din același aluat cu cotigarul. Atunci, tac molcom, pe când zâna-l poftește pe băiat în palat și-l cum știe ea mai bine. Apoi iese cu el, ducând în brațe o șa nou-nouță, cu tot ce trebuie, și vin amândoi la mine să-mi-l să mi dea în primire, cum ar veni, ca să-l repet până la mărul roșu. Deși nu pot deosebi culorile, știam că mărul roșu e în fundul grădinii, la doi pași de noi, printre alți meri și pomi de toate soiurile. Gândesc așadar că e o glumă, dar zic să mă pun la mintea lor. Mă deprinsesem și eu a glumii ca oamenii și mă las înșeuat. Apoi îl întreb pe băiat după datina. Cum vrei să te duc voinice, ca vântul sau ca gândul? Când m-a auzit săracul vorbind omenește, odată au început să-i băție genunchii și să-i tremure buzele, dar și-a ținut firea. Zâna Filipa știa ce e în capul meu și se uita de la unul la altul, zâmbind în colțul gurii. m am mângâiat blând pe coamă și v-a dumirit că mărul cu pricina nu era cel din fundul grădinii, ci altul, aflat tocmai la capătul lumii. Tocmai ce-mi suflă zâna ușor în ureche, că mă și trezesc că știu drumul într-acolo. Cu voinicul în spate, mă las dus de gând la mărul roșu de la capătul lumii, și îndată ne și trezim înaintea lui, într-o grădină, ocolită de trandafiri înalți, cât un stat de om. Merele erau frumoase de mai mare dragul, însă pomul care le purta era plin de uscături și de omizi. Voinicul întinde mâna după fructe și numai ce ne pomenim cu mărul că-i vorbește. Nu te apropia de mine, voinice, că îți vei pierde viața și e păcat. Multe minuni văzusem de când mă luase zâna Filipa la ea, dar pom care să vorbească, ba! Înțelegeam acum prin ce trebuie să fi trecut sărmanul băiat când m-auzise pe mine vorbind. Dar de asta dată nu și-a pierdut cumpătul. Fără să clipească, îi răspunde mărului. Nu te teme, pomoropsit, că te voi curăța de omizi și de uscături și îndată se apucă de treabă, de parcă toată viața numai asta ar fi făcut. Iar după ce-i tăie uscăturile și îi luă omizile, culese trei merișoare. Pomul n-a mai zis nimic. Strălucea acum de sănătate mai ceva ca trandafirii din jur. Voinicul puse merele bine, rupse cu grijă cel mai frumos trandafir din gard și mi se urcă în spate n-am avut decât a mă gândi la zână și, într-o clipă, eram în fața palatului. Zâna Filipa ne iese veselă înainte, voinicul îi dă trandafirul, iar ea se face la chip de culoarea merelor, de m și speriat. Apoi intra amândoi în palat. După o vreme, zâna iese singură, cu trandafirul prins în cosiță și vine la mine. Îmi dă jos șaua, mă freacă cu ierburi în miresmate, monetezește monetezește cu țesala și ne dăm la vorbă ca totdeauna. Din vorbă în vorbă îmi spune că de acum voi merge cu stăpânul meu la palatul lui, nu departe de al nostru, adică la palatul vecinilor noștri zmeii, care cei drept, de mult nu ne mai călcase pragul. Și aflu de la zână că voinicul le venise de hac și se așezase în palatul lor cu mamă sa cu tot. Mi-a spus să fiu cu băgare de seamă, căci voinicul nu le făcuse de petrecanie decât celor doi frați mai mari, dar, de bună seamă, fratele cel mic se ascunde prin apropiere, așa că să fiu cu ochii în patru. Văzând ea că m-am întristat aflând că voi pleca de lângă ea, m-am îngăiat pe coamă și mi-a spus că-i numai pentru o vreme, ne mai așteaptă două încercări, dar, într-un sfârșit, mă voi întoarce la ea de tot, împreună cu stăpânul meu. Cam știam eu ceva va să însemne asta, a, așa că în sinea mea m-am bucurat pentru ea. Și cum îi mulțumeam eu pentru binele ce mi-l făcuse, numai ce iese și voinicul din casă, odihnit și gata de plecare. Până îmi pune el șaua, zâna îi aduce merele într-o bocceluță. Apoi își i-a rămas bun de la el, îmi răvășește cu coama și ne urează cale bună. Acu, fiindcă n-aveam de mers prea departe, am luat-o la pas ca pe vremea când treceam la cotigă și, ca să nu mergem ca muții, am început să vorbim de una, de alta. Voinicul făcea ce făcea și tot de zâna Filipa aducea vorba da, și eu l-am tras de limbă, că mi-ar dea buza să aflu cum le-a venit de hac zmeilor. Până să ajungem la palatul lor, aflasem deja o mulțime de lucruri. Cum a ajuns voinicul cel fără de tată să locuiască în palatul zmeilor? De mic copil, voinicul crescuse departe de oameni, numai cu mamă sa, care era fică de împărat. Părinții o alungaseră de acasă pentru că rămăsese grea, spunea ea, dintr-o privire încrucișată pe fereastră cu un terchea-berchea care trecea pe drum. Eu nu mai auzisem de așa ceva, dar văzusem cu ochii mei atâtea lucruri de care nu mai auzisem, încât nici nu m-am mirat prea tare. Și asta i-a plăcut noului meu stăpân. Mai știa de la maică sa că împăratul poruncise să facă o corăbioară în care își pusese fica cu cinci pâini și un urcioraș de apă și îi dăduse drumul pe mare în voia valurilor. Pe mare îl și născuse pe voinic și doar mila lui Dumnezeu îi adusese într-un târziu la liman pe un țărm străin de unde se afundaseră într-un codru fără margini. Acolo îl crescuse maică-sa cum putuse, adăpostindu-se într-o scorbură. Când se făcuse mai măricel, îl deprinsese cu meșteșugul vânătorii, dar și cu purtările alese, povestindu-i ce văzuse și ce învățase și ea la curțile tatălui său. Mergând el să vâneze tot mai departe, pe măsură ce creștea în putere și în iscusință, a dat într-o zi de un palat, întocmai cum îi povestise maică-sa. S-a întors de grabă să-i spună și a doua zi a luat-o cu el să-i-l arate. Dar nu era casa ei părintească, așa că s-au întors triști în scorbura unde și-aveau sălașul. De atunci, voinicul n-a mai avut liniște. Își tot făcea drum pe la palat, apropiindu-se tot mai mult de el. N-avea săracul de unde să știe că acela era palatul zmeilor. Până când, într-o zi, N-a mai răbdat și a intrat în curte, iar de acolo, în casă. Rămăsese zgâindu-se la toate minunățile din palat. Când, hop, ieșind ca din pământ, au tăbărit pe el, tus trei scârțălații Volvor prin gros de siș. Voinicul n-a zis nimic, răsucind buzduganul pe care îl purta pe umăr, mai iute decât fulgerul, l-a pălit pe unul la dreapta, pe altul la stânga și a culcat la pământ. Cum îi lovise cu nădejde, acolo au și rămas. Al treilea zmeu, văzând cum merge treaba, a pierit dinaintea lui ca o nălucă și dus a fost. Zmeu, de! Da, voinicului nici că i-a mai păsat de el. S-a dus tot o fugă până la maică sa și a luat-o să se așeze cu ea în palat. Și de atunci locuiau acolo împărătește. Într-o zi, le-a bătut în poartă un drumeț rătăcit care nu mai trăgea nădejde să iasă din acel codru și i-a rugat să-l primească slugă la ei. Mai găsi, știind ea ce-i pribegia, i s-a pribe făcut milă de el și l-a primit în palat. De la sluga aceea aflase el de merele roșii, căci mai sa deși nu-i lipsea nimic în palatul zmeilor, se usca pe picioare de dorul părinților chiar dacă ei o goniseră de acasă fără milă. Sluga, prinzând de veste, s-a grăbit să-i spună că singurul leac ar fi merele roșii de la capătul lumii, dar că sunt tare greu de dobândit. Voinicului atât i-a trebuit să audă. Ținând el la maică sa ca la ochii din cap, s-a și pus pe drum. Și dacă n-ar fi nimerit la palatul zânei Filipa să se procopsească cu așa mândrețe de cal, ar fi fost în stare să meargă pe jos până la capătul lumii, după mere. Dar soarta a fost bună cu el și acum se întorcea la maică sa cu merele în bocceluță. Maică sa, care pe semne îl aștepta la fereastră, ne-a văzut de departe și i-a ieșit în întâmpinare cu mare grabă, cât putea să se grăbească o femeie care de-abia se ținea pe picioare, că tare arăt, rău arăta săraca. Văzându-și fiul... S-a mai înviorat, iar el a stăruit ca ea să mănânce pe loc din merele de leac. N-apucăm noi să intrăm în curte, că dăm nas în nas cu sluga, care, auzind glasuri, se grăbise spre poartă. Când mă vede, pălește, căci drumețul rătăcit care se oploșise pe lângă voinicul cel fără de tată și beteaga sa mamă nu era altul decât zmeul cel mic. Fratele celor doi, prăvăliți sub buzduganul voinicului. Blestematul m-a cunoscut pe dată, căci la câte copii te primise de la mine era și normal să mă țină minte. Eu însă m-am făcut că nu știu cine e, și l-am văzut că răsuflă ușurat, crezând că l-am uitat. Cei drept și el își schimbase înfățișarea: că zmeii se pricep de minune, la trebușoare din astea. Dar nici eu nu l-am scăpat din ochi așa cum mă învățase zâna. Mi-a fost ușor să mă lămuresc ce planuri are. Nu de grija bietei femei îl trimisese el pe voinic, după merele roșii, ci ca să scape de el. Ce i-ar fi făcut femeii dacă nu i se întorcea băiatul de grabă, îmi puteam les ne închipui. Dar întoarcerea voinicului îl cam pusese cu botul pe labe. Deocamdată. Voinicul cel fără de tată și munții care se bat în capete. Nu trece multă vreme și femeia cade iar la pat, mistuită de dorul părinților. Fiul său se consuma ce se consuma, dar sluga de zmeu se dădea de ceasul morții. Și numai ce iluminează Dumnezeu mintea, zice el, că există leac taman bun pentru vrednica sa stăpână. Se face însă a nu voi să ne spună, ci că să nu-l pună în primejdie peste stăpânul cel tânăr, că leacul tare greu de dobândit. Când aude așa, voinicul stăruie să-i spună negreșit că el nu se dă înapoi de la nimic. Tot făcându-se a se codi, stârpitura de zmeu începe să-i povestească despre apa vie și apa moartă de la munții care se bat în capete, cum că-i taman leacul pentru meteacna doamnei mame așa cum orice doctor și spițer mai acătării îi vor spune, că mulți doftori și spițeri umblau prin cele pustietăți. Eu mă fac a mă lăsa prostit, dar în gândul meu de-abia așteptam să-i povestesc zânei să vedem ea ce zice. Și n-a trebuit să aștept mult, că voinicul a și început a se pregăti de călătorie în vaietele măsii, care tare n-ar mai fi vrut să-l vadă dus de acasă. Zmeul însă, numai că nu-și freca palmele de bucurie, deși încerca din răzputeri să pară trist. Ca să se arate de folos, a venit la voinic cu două namile de amfore de piatră, căci că nu mai învase ca acelea se poate lua apă vie și apă moartă. De grele ce erau, trebuia să-mi pun toate puterile să le pot duce, cât eram eu de năzdrăvan. Când ne-a văzut zâna Filipa cu măgăoaile în spinare, numai ce s-a pus pe râs. Cunoștea ea pasămite lucrătura zmeului. Mult n-am zăbovit la ea. I-am spus numai pe fugă, când nu ne auzea voinicul, de tertipurile zmeului celui mic. Dar mi-a răspuns că știe, pentru că și ai cu ochii pe el, chiar dacă noi nu o vedem. Iar când am fost gata de drum, mi-a dezlegat zâmbind amforele de la oblâng și ne-a adus în locul lor două drăgălașe de borcane de care nici nu le simțeam în spinare. Apoi, privindul l pe voinic în ochi, l-a învățat cum să facă să ia apă vie și apă moartă dintre munții ce se bat în capete, iar mie mi-a suflat ușor în ureche și m-am trezit că știu drumul. Prea aproape nu era, dar am ajuns cu bine. Și când am văzut ditai munții cum se repezeau unul la altul ca berbecii, și cum se izbeau de se cutremura pământul, ne-am oprit locului. Ba chiar ne-am tras mai înapoi, că acolo nu era de stat. Zâna îl învățase pe Voinic să aștepte până la amiază. Așa că am așteptat până când soarele a traversat meridianul și a atins înălțimea maximă deasupra orizontului. Atunci, Voinicul a scos din desagă o năframă roșie, galben-verzuie, cum o vedeam eu, și, cât ai clipi, a făcut din ea un zmeu. I-a pus pe speteze niște lemnișoare pe care le-a despicat cu brișca și a desfăcut pamblica de la pălărie să-i pună coadă. Ba, încă i-a pus și zbârnăitoare de zicei că a dat în mintea copiilor. Cu o bucată de cretă a scris pe neframă niște cuvinte fără nicio noimă. Golește-ți cugetul de orice gânduri de șarte lasă-ți mintea să devină neclintită precum stânca. Eu nu le puteam citi, dar mi-a spus voinicul. Vezi că el făcea întocmai tocmai cum îl învățase zâna. Am mai scos un mosor din buzunarele nădragilor și a pus zmeului sfoară. A prins a l înălța și când s-a ridicat bine în văzduh, a priponit capătul sforii de o rădăcină. Apoi mi-a sărit în spate și am țâșnit printre munți care se opriseră pentru o clipă, așa cum făceau în fiecare zi, când era soarele în mijlocul cerului. Numai că, auzind ei zbârnăitoarea, n-au mai reluat lupta de o curioși să vadă ce o fi aceea. Văzând ei zmeul ce tocmai le ajunsese deasupra creștetelor, au prins-a se holba la el, căznindu-se să deslușească slovele scrise pe năframa cea roșie. Bag seamă că nu erau prea învățați, pentru că se tot încurcau și trebuia să o ia de la capăt. Și, până s-au deșteptat ei din buimăceală, noi ne-am repezit și am luat apă cu borcanele din ambele fântâni. Mie îmi venea să râd, mânzește, cum altfel, numai gândindu-mă ce-ar fi fost să ne cărăbănim cu amforele date de smeu printre munții cei turbați. Cred că și voinicul tot la asta se gândea, pe când slobozea deodată borcanele zânei legate cu sfoară, fiecare într-o fântână. Le-a tras înapoi cât ai clipi, de cum a simțit că au luat apă. Când a fost însă a se întoarce, munții prinseseră de veste că oare cine a luat apă din fântâni. Lăsând ei buchiseala în plata domnului, au început a se bate iarăși în capete, tocmai când dădeam noi să trecem și dacă nu ne grăbeam, acolo rămâneam. Am scăpat însă cu fața curată, nu însă și cu spatele. Munții mi-au apucat coada și acolo a rămas, mai mult de jumătate. Voinicul m-a mângâiat cum s-a priceput el mai bine, iar zâna, când am ajuns la ea, se dădea de ceasul morții, văzând din ce-am scăpat. Au îngrijit amândoi de mine, apoi au intrat în palat lăsându-mă slobot prin grădină. La ieșirea din palat, voinicul era primenit și avea pamblică nouă la pălărie. Dar coada mea a rămas cum credeți. Așa cum o vedeți, își încheie chiparos povestea. Oricât stăruiră ceilalți, în frunte cu jumătate de iepure și chiop, să le spună ce s-a întâmplat mai departe, nu fu chip să-l înduplece. O țina una și bună că un cal fără coadă, fie el chiar năzdrăvan, nu poate spune decât o poveste fără coadă. Priveau toți triști la jumătatea parțial ieșită din pământ a căluțului mutilat, rămăsese la fel cum era după povestea lui Mesteacăn.